În această săptămână am discutat de mai multe ori despre faptul că recent s-a încheiat la Chișinău celebrul festival concurs Crizantema de Argint, ajuns în acest an la cea de-a 25-a ediție. Următorul nostru invitat este deja pregătit în scenă să ne cânte și este tânărul care s-a învrednicit de premiul întâi în cadrul acestui festival concurs. Este vorba despre Nicolae Paladi. Abia aștept să-l auzim, ne cântă, iar apoi discutăm mai multe, aflăm mai multe despre cea de-a 25-a ediție a Crizantemei de Argint. Berzele se duc, dispar ca visele în zare, și cade frunza de pe nuc, acoperind încet cărarea pe care cobora cândva. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea. Regret că m-a întâlnit pe drum o ploaie rece ciobănească și raza soarelui de-acum nu poate casa să-ncălzească în care m-aștepta cândva. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, măicuța. Regret că ramura de far la geamul casei nu mai cântă și nu stă nimenea în prag decât o amintire sfântă cu ochii care mă privea. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea. Regret că am venit târziu, când toamna poartă haine sure, iar gura vetrei nici nu știi cum și-a păstrat a ei căldură, la care mă încălzea cândva. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea. Mea.
Doamne, ce timbru special, ce voce! Nicolae, bună seara, bine ai venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Ai un timbru, mamă! Hai să ne așezăm, te rog tare mult, pe aici, o să te rog pe tine și le salutăm cu mare plăcere pe doamna Valentina Volontir, șefa Direcției Cultura Municipiului Chișinău. Bună seara, doamna Volontir! Bună seara și bine v-am regăsit! Și dacă Nicolae s-a învrednicit, așa cum spuneam, de premiul întâi în cadrul festivalului concurs Crizantema de Argint, atunci Veronica Roșca este deținătoarea premiului mare în cadrul aceluiași festival. Salut, Veronica! Bună seara, bine v-am găsit! În primul și în primul rând, felicitări amândurora pentru ceea ce ați reușit. Mulțumim mult! O să o ascultăm, o să o auzim și pe Veronica un pic mai târziu. Doamna Volontir, prima întrebare e pentru dumneavoastră, întrebarea clasică. Cum a fost această ediție a Crizantemei de Argint? De fapt, ei ar trebui să zică cum s-au simțit. Noi am avut emoții mari și pregătirile către acest eveniment au fost destul de grele, nu atât de ușor. Pentru că am zis și tinerilor, am pregătit acest eveniment din prisma unui concurent. Deci, cum aș vrea eu să mă simt în acest concurs, ce trăiri să am, ce realizări în cadrul festivalului, din prisma acestor tineri care au participat în spectacol, în concurs. Ne-am propus în anul ăsta, pentru că a fost și o ediție aniversară, să facem ceva nou, să dăm un spectacol aerat, un spectacol plin de emoție și, și aspectul evenimentului să fie un pic diferit din ceea ce ne-am deprins noi să vedem în scena Crizantemei de Argint. Deși am ținut cont absolut de toate rigorile, ceea ce prevede interpretarea romanței, pentru că sunt și niște tradiții la aspectul respectiv. Ca să zic concret, de la bugetul pe care era prevăzut, un pic ne-am extins, din considerent că și juriul au menționat că concurenții sunt foarte buni și atunci, pentru prima dată în istoria festivalului, s-au oferit două trofei, două premii mari, și la secțiunea interpretare și la secțiunea creație. Da, acolo, deci premiul mare a fost, s-a învrednicit de premiul mare, Silvia Zăgureanu, da. A fost eveniment așa cum ne place nouă să zicem, de zile mari. Mai puțin ne-a reușit să invităm artiști din România, dar atmosfera pe care am creat-o acolo, sper că trecem și de pandemie și la ediția următoare neapărat o să avem mai mulți invitați din România. Iată, au fost premiile noastre. Da. În anul ăsta am zis că un pic să ieșim din tipare și tipare din și am avut și niște trofee mai speciale. Toată lumea în fotografie arată atât de frumos, toată lumea elegantă. Deci îmi dau seama că oamenii se și pregătesc într-un anumit fel pentru a participa la Crizantema de Argint. Și nu vorbesc doar de participanți, ci și de toți cei care fie sunt în public, fie urcă pe scenă. Exact, exact. Vreau să vorbim și cu tinerii câștigători, cu marii câștigători ai acestei ediții. Veronica, cum a fost? Cum te-ai simțit în timpul prestației tale? Wow, extraordinar! Nu m-am așteptat la atâtea emoții. Eu, făcând o pauză de 2 ani când mi-am crescut copilul, am ieșit așa în scenă cu tot sufletul și cu toată inima și sper că am reușit să transmit acel mesaj publicului care iubesc romanța și au trăit-o împreună cu noi. Sper că a fost bine. Tu ai făcut studii la Cluj. Da, în Cluj. Și ești din Telenești. Din Telenești, da. Ce frumos! Deci din Telenești la Cluj și apoi ai revenit în Republica Moldova. Nu chiar din Telenești. Am făcut și Academia de Muzică aici. A urmat masterat în Cluj, la Canto Academic. Veronica, spune-mi sincer, te-ai gândit că o să câștigi? Sincer, nu. Spuneam soțului meu mai devreme că am fost la repetiții și zic, am auzit atâtea voci bune, zic, nu știu, atâta-s de buni toți, zic, nu știu cum a fost anii trecuți, dar anul ăsta, zic, nu știu dacă am vreo șansă. Și uite. Și da, am rămas absolut șocată când am auzit de premiul mare. Felicitări. Mulțumesc frumos. Să urmeze multe alte premii în cariera ta. Cu Doamne ajută. Nicolae, pentru tine cum a fost? A fost un eveniment deosebit. Romanța ne-a unit pe toți, de altfel acesta este și sloganul festivalului și evident am avut emoții, dar emoții constructive,
care până la urmă m-au ajutat să redau romanța publicului, sper eu, bine și că au primit-o cu căldură și acel sentiment care te răvășește, să spunem așa. A fost o provocare pentru el. De ce? De ce? Sunt la prima dată am participat la festivalul concurs de acest gen, cu toate că romanța nu mi-e străină ca și gen muzical, da, dar nu am interpretat-o singur, adică la vreun concurs sau careva eveniment, și a fost o provocare pentru mine și deja m-am isprăvit destul de bine, pentru că cânt folclor. De altfel, sunt membru al ansamblului etnofolcloric Plăieșii și acolo e altceva. Altă aură, da. Dar mi-a căzut bine la suflet romanța și este un gen aparte care merită să fie promovat și sperăm noi că vom reuși să-l ducem mai departe și să menținem ștacheta sus. Proiectul respectiv este o platformă foarte bună pentru lansarea interpreților în scenă profesionistă. Pe această cale, evident, vrem să-i mulțumim maestrului Petre Neamțu, care ne-a ghidat și ne-a răbdat pe parcursul repetițiilor, pentru că este o muncă titanică în spate și au fost 2 săptămâni intense de repetiții și îi mulțumim foarte mult și tuturor celor care s-au implicat și ne-au oferit și un sfat și un gând bun și o încurajare. Foarte mult contează pentru noi să știm că sunt oameni în spate care ne susțin și noi, evident, ne vom strădui să răsplătim și să nu-i dezamăgim. Da, mulțumim frumos și primăriei Chișinău pentru susținere și pentru acest proiect minunat, pentru a da o șansă multor tineri care poate încă nu au încrederea aceea în ei, dar le dau o șansă de a ieși în scenă. Eu vreau să menționez aici, pentru că în jurii au fost chiar adevărați titani ai domeniului culturii și cei care știu foarte bine cum trebuie să fie prestația unui concurent în scenă, și fiecare din ei așteptau din scenă o emoție, o interpretare și chiar felicit acești tineri că au reușit. Eu mă bucur că acest proiect, cumva, el nu a fost relansat, să zic, pentru că și în 2019 a fost o ediție a Crizantemii de Argint, dar eu mi-asum că acest festival să avem capacitate și să-l organizăm în fiecare an, pentru că este cu adevărat un alt tip de activitate. Această muzică seamănă inteligență, calmitate, cultură, educație de cel mai înalt nivel. Vreau aici încă o dată să mulțumesc și echipei mele din cadrul Direcției Cultură, pentru că am o mână de fete tinere. 6-7 fete, asta, da. Noi creștem în timp, noi căpătăm de prindere în timp, dar tempoul pe care l-am luat este unul și unul foarte mare și mulțumesc lui Dumnezeu că ele nu au probleme în familie, cazul când este necesar să înainte de spectacol, de acest concurs, 3 zile am plecat aproape de miezul nopții acasă. Vă credem. E echipa tehnică. Știm. Și fără ei, cu siguranță eu nu reușesc nimic și asta vreau să mulțumesc foarte mult echipei și orchestrei folclor în frunte cu maestrul Neamțu și celor care au mai ghidat, pentru că nu ne ocupat de partea tehnică, dar am rugat-o, doamna Gonciar, vă rog frumos să-i mai ascultați, îi mai sfătuiți aici, așa. Da, mulțumim, doamne Silvia, apropo, pentru îndrumare și pentru sfaturi. Da, ne-a ajutat foarte mult. Am reușit în anul ăsta încă ceva, să vernisăm o expoziție fotografică dedicată la cea de 25-a ediție și am ridicat Crizantema de Argint, romanță la un alt nivel, pentru că am avut și o conferință științifică în cadrul Academiei de Știință, conferință dedicată romanței din istoria romanței. Deci încercăm să abordăm altfel acest gen de muzică, pentru că este ceva special. Mulțumim tare mult pentru prezență. Nicolae, Veronica, încă o dată felicitări. Și mulțumim Moldova 1, care este partener fidel la acest festival. Toate edițiile au fost transmise. În anul ăsta n-a fost cu regret, n-a fost în direct, dar eu sperăm împreună cu concurenții cât mai în curând să fie difuzat acest spectacol, neapărat, pentru că și ei așteaptă cu sufletul. Să se vadă așa, de pe micile ecrane. Pozele sunt poze, dar ceea ce este filmat. Mulțumim frumos echipei de filmare care a fost alături de noi. Mulțumim și noi. Încă o dată felicitări. Vă mai așteptăm mult la noi. Cu mare drag. Veronica, acum este momentul să te invit în scenă, să te admirăm și pe tine.
Și ești foarte elegantă. Abia aștept să te, să-ți aud vocea, pentru că Nicolae ne-a cucerit cu timbrul lui și cu vocea lui. Mersi. Vă mai așteptăm la noi cu mare drag. Așadar, stimați telespectatori, încheiem aici această ediție. Veronica Roșca, cea care a câștigat premiul mare în cadrul Crizanteme de Argint, festival concurs, a ajuns la cea de-a 25-a ediție. Ne bucurăm așadar de o prestație cu adevărat specială și vă dorim toate cele bune. Poate visează cerurile sau mirosul pădurilor de braz, cum le-au nins fulgii vrei și dorile. Lăsați-mi florile să doarmă. Liniște.